Modul în care autoritatea electorală permanentă a organizat alegerile din 9 iunie ar fi de râsul lumii, dar din păcate este de plâns. Ieri, în a patra zi de la vot, Biroul Electoral Central încă publica la ora 20 rezultate parțiale, ceea ce înseamnă că nu a reușit să centralizeze toate datele din teritoriu. În județul Hunedoara, timp de 4 zile și nopți, reprezentanții secțiilor de votare au fost plimbați de la o locație la alta, nedormiți și nemâncați. Nici o instituție nu le-a asigurat nici măcar o sticlă cu apă. Europarlamentarul Iuliu Winkler a criticat într-o conferință de presă, susținută la DEVA, modul în care, în plină eră a digitalizării, au fost organizate alegerile din 9 iunie. A trebuit să vorbim despre mai mult, și anume despre o reformă a sistemului de vot în România, nu a sistemului de vot, ci a sistemului electoral, a modului în care sunt prelucrate aceste voturi. Pentru mine, Caragiale trăiește, pentru că atunci când văd imaginea unei persoane care cară saci de voturi cu o roabă, atunci îmi dau seama că la noi Caragiale trăiește. Trebuie să intrăm în secolul 21, avem pentru asta fonduri europene, peste 4 miliarde de euro, 4 miliarde și jumătate mai degrabă, cred eu, dacă țin bine minte, pentru digitalizare, pentru a intra în secolul 21, pentru a avea o evidență a populației digitalizată, pentru a avea servicii digitalizate și pentru, printre multe alte avantaje, pentru a nu mai căra saci de voturi la miezul nopții sau dimineața la ora 5, dintr-un loc în altul, dintr-un oraș în altul. Este perfect caragios să faci acest lucru în secolul 21. Ce ne împiedică să avem această digitalizare? Probabil că tot ceea ce ne împiedică să avem cloud-ul guvernamental, pentru că digitalizarea serviciilor publice, digitalizarea administrației publice, a serviciilor fiscale, financiare, vamale și toate celelalte, încep cu cloud-ul guvernamental, pentru care avem bani, însă nu avem voință politică. Deci eu cred că și acest proces electoral trebuie să fie un semnal pentru guvern. Cred că președintele Autorității Electorale Permanente, care a făcut această remarcă sau o remarcă în acest sens în orele trecute, are mare dreptate și cred că, chiar dacă nu putem să mai schimbăm nimic până în septembrie sau octombrie, când vom avea alegeri, mai degrabă este o sarcină pentru noul Parlament, dar cred că este imperios necesar să luăm în serios digitalizarea, pentru că altfel noi vom pierde nu doar în calitatea serviciilor publice către cetățean sau din calitatea sistemului de vot și sistemului electoral, ci vom pierde și din competitivitatea economică în anii următori, dacă nu luăm în mod urgent niște pași în sensul digitalizării.